Pentru prima oară, 3000 de oameni au îmbrățișat Casa Poporului. N-a fost un gest de protest, a fost un gest de iubire. Și dacă se văzuseră și dacă nu se văzuseră până atunci, oamenii veniți din întreaga țară și-au strâns mâinile într-un gest de tandră solidaritate. Lăsați-ne să facem yoga. Lăsați-ne să reînviem omul din noi. Pentru că atunci, cu iubire și compasiune, îl vom trezi și în voi. Compasiunea presupune să trezești din tine starea de omenie. Această stare ne permite să simțim apoi în mod tainic, empatic, ceea ce trăiește celălalt. Suferința care există pe această planetă, fără îndoială că pentru a ajunge cât de cât să depășim această suferință, soluția înțeleaptă este trezirea din ignoranță. Pentru că ceea ce face întotdeauna să apară suferința este ignoranța. Acesta în noi se poate trezi o stare de milă dumnezeiască și astfel din noi va izvoră, inspirat fiind de Dumnezeu, această stare de iubire copleșitoare care îi va ajuta pe ceilalți și totodată ne va transforma profund pe noi. Niciodată starea de compasiune nu rămâne fără ecou profund în ființa noastră. În așa zisa încheiere, aș putea spune că în eternitate nu poate să existe sfârșit.